Din cât mă cunoașteți deja de 2 ani și pe mine și pe colegii mei, probabil că ați observat că noi nu suntem oameni emotivi, să aruncăm replici, să aruncăm lucruri pe care... Să aruncăm lucruri care nu le știm sau pe care le intuim sau să fim oamenii bârfilor și a zvonurilor. Noi suntem 5 în Consiliul Municipal și dacă ne monitorizați pe toți 5 și știți cu cine ne întâlnim și unde, e foarte bine. Dacă vă monitoriza noi pe toți 17, ar fi mai greu. Stimați colegi. Domnul Cudrean, vă rog, continuăm. Eu tare n-am vrut nici eu, nici colegii mei să intrăm în polemici. Dar dacă noi suntem anti-Chișinău și anti-Moldova, atunci eu nu știu cine sunteți voi care 10 ani ați băgat Chișinău într-o groapă. Voi trebuie să răspundeți în fața oamenilor unde sunt banii din bugetul municipal și cum i-a cheltuit primarul fără decizia Consiliului. Voi trebuie să răspundeți de ce la fiecare colț sunt ghirete, farmacii și benzinării. Și de ce sunt vândute terenuri, loturi cu zeci de mii de lei când trebuia să fie vândute cu milioane și după asta plângeți că nu aveți bani pentru funcționari publici. Domnul Ion, dați să avem respect reciproc și să dăm voie colegilor să exprime. Eu n-am să cobor nici măcar pe jumate la nivelul unde sunteți dumneavoastră, mai ales eu mă întreb dacă dumneavoastră ați fost ministrul tineretului, dacă tineretul de astăzi este emanația și vă reprezintă pe dumneavoastră, sau totuși noi am avut totuși noroc să avem un tineret și nu un tineret ca ministru. Și eu nu știu de ce atât de mult noastră vă temeți de expresia poporului chișinăuienii să-i expună. Domnul primar... De ce se teme? Nimeni nu se teme de nimic. Noi suntem de acord. Noi suntem de acord. Nimeni nu face joc cu nimănui. Oamenii vor vedea și vor da vote. Nu pe dreamă, nu pe dreamă, nu nimeresc, nu pulat, nu pulat. Oamenii vor aprecia activitatea primarului după 10 ani. Ce așa de mult vorbim? Nu contează, nimic nu contează. Important e să votați, sunteți la o mână. Așa cum a contat pentru dumneavoastră 10 ani pe zile să faceți ceva pentru oraș. Domnul Cudrean, mai aveți un minut. Voi să aveți rezultatele noastre măcar în jumătate. Să dea unele lecțiuni. Cu asemenea atitudini. Domnul Ion. Pentru că voi sunteți numai cei care băgați peți în roate. Eu tare nu vreau să am rezultatele noastre. Mie mi-ar fi rușit să ies pe stradă. Am rezultatele noastre. Și ca ministru și ca primar general. Dar voi, Colegi, Dorin Tepacă trebuie să plece. Și noi asta am spus-o încă în 2015. De ce n-ați câștigat alegerile în 2015? Ați avut această posibilitate. Oamenii au dreptul să-și aleagă un primar și să trăie apreciere. Să oferim acest drept oamenilor. Mulțumesc. Da. În rest, liberalii n-au decât să facă spune la cură, așa cum au făcut. Pentru că voi sunteți mai mari trădători ca ei. Că le faceți joc. Dacă nu mai...